l-ați studiat, dacă sunt discuții pe margine, întrebări, apropii. Nu sunt întrebări, nu sunt. Propun să trecem la vot. Articolul 1, 2, 3 și hotărârea de ansamblu. Cine este pentru? Împotriva. La punctul 2, domnul primar o să ne anunțe. Iată că această ședință extraordinară de azi ne-a dat posibilitatea să oferim un minim necesar, zic eu, respect pentru cei care au promovat și promovează în continuare orașul Bocșa. După cum ați putut observa, a fost un moment festiv, o ședință aparte, aș spune eu,
De la început am gândit-o în felul ăsta pentru că am vrut să o dedicăm în totalitate celor două scopuri extraordinare pe care le-am avut azi. Pe de o parte, înmânarea titlului de cetățean de onoare preasfințitului episcop Lucian Mic. De altă parte, ținând cont că pe 12 aprilie ne-a Costi Căgurescu, așa cum ne place nouă să-i spunem, am plinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Am vrut orașul Bocșa, cei care ne simțim cel mai aproape de Nea Costică, deși el e un nume național și internațional, noi bocșeni avem acest privilegiu de a îl avea pe Nea Costică în mijlocul nostru și de aceea am dorit să nu trecem acest eveniment important fără a-i da importanța necesară. De aceea am făcut acest lucru cu mare drag, din toată inima, cu toată deschiderea, atât Consiliul Local, cât și instituțiile primăriei, cât cred eu și cetățenii orașului nostru. Sunt în același sentiment cu noi. Îi urăm la mulți ani, multă sănătate, tot binele din lume la Nea Costică. Aș mai vrea să-i mulțumesc pentru încă un lucru. A înțeles că orașul Bocșa are nevoie de numele lui Nea Costică Gurescu și în sensul ăsta dânsul a făcut o donație de 105 piese muzeistice din colecția dânsului. Îi mulțumesc încă o dată, îi urez la mulți ani, multă sănătate și să-l țină Dumnezeu cât mai mult lângă noi. Casa Orășenească de Cultură, cu sprijinul primăriei orașului Bocșa și a Consiliului Local, dorește ca în acest an sau în cel mai scurt timp să putem inaugura sala muzeală Constantin Gruescu, Mineralogie și Estetica Fierului. Am început deja reparațiile la acest imobil, suntem pe drumul cel bun, ne bucurăm de faptul că domnul Constantin Gruescu a înțeles că trebuie să doneze orașului un număr de 105 piese muzeale, adică minerale. Și dorim pe această cale să facem o invitație celor care în timp vor trece prin orașul Bocșa să viziteze viitorul complex muzeal care include sala muzeală Constantin Lucaci, viitorul muzeu Constantin Gurescu, un muzeu de etnografie și un parc tematic. Mulțumim tuturor acelora care sunt lângă noi și aș vrea și eu, ca și toți ceilalți bocșeni, să spunem un sincer și un călduros la mulți ani, Nea Costică! Dorit aici la primărie! În mod deosebit m-a impresionat cel mai mult faptul că sunt înconjurat de somitățile orașului Bocșa, care m-au sărbătorit vârsta mea venerabilă de 90 de ani. Dar în această vârstă m-am străduit ca să ajut oamenii. Toată activitatea mea a fost împărțită oamenilor. Am trei universități care au câte o sală mineralogică Gruescu, două Timișoara și Reșița noastră, cinci muzee și inclusiv Muzeul Național din București și Palatul Culturii din Iași, bineînțeles și muzeele din Banat, Caransebeș și Reșița și Timișoara, bineînțeles. Dar pentru că în viață n-am fost egoist, eu sunt miliardarul sărac. Dacă vedeam colecțiile mele, făteam multe milioane. Nu am făcut asta, am făcut donații și mă bucur de bucuria copiilor care vin și sunt atât de bucuroși când văd mineralogia noastră în toată strălucirea ei. Pentru că avem o mineralogie deosebită, într-adevăr. Stai! Poate vedea și pe tine.
Bine.